Ghinion, pentru câțiva comercianți de la Piața Centrală, oamenii și-au găsit gheretele și marfa făcute scrum în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută. Angajații de la piață au încercat să lupte cu flăcările, însă focul a fost stins abia după ce au intervenit pompierii. Administrația pieții urmează să stabilească de unde au pornit flăcările și cine va despăgubi comercianții care au avut de suferit. Comercianții și-au găsit dimineața tarabele făcute scrum, peștele, salamul, cutiile cu ciocolate și biscuituri au fost mistuite de flăcări. Oamenii au pus mâna pe lopeți pentru a arunca totul la gunoi. Comercianții spun că nu știu de la ce ar fi pornit incendiul. Сколько стоит всё? Сколько вы потеряли? Ещё не считали. А от чего это? Мы не знаем. Когда случилось? Ночью. Incendiul a izbucnit la miezul nopții. 5 gherete cu marfă au ars în întregime. Paznicii de la piață au încercat să stingă focul până la venirea pompierilor. La fața locului pentru stingerea incendiului au intervenit 3 echipaje de salvatori și pompieri. Angajații inspectoratului au reușit lichidarea arderii către orele 2:58 de minute și au oprit răspândirea acesteia către alte obiective. Urma incendiului nimeni nu a avut de suferit. Cei din administrația pieței susțin că încă nu este clar de la ce a pornit focul, însă sunt siguri că nu poate fi vorba despre o incendiere intenționată. Cel puțin inspectorii întreprinderii municipale, Piața Centrală, care se ocupă și de paza obiectivului, deci s-au aflat în nemijlocită apropiere, deci lângă poartă. Acum specialiștii urmează să stabilească cauza exactă a izbucnirii incendiului și prejudiciul cauzat. Potrivit administrației pieței, ulterior se va decide cine va achita despăgubirile comercianților.